Comuna Tia Mareș propune să devină un exemplu de sustenabilitate și dezvoltare economică prin implementarea unui ambițios proiect de construire a unui parc fotovoltaic. Această inițiativă urmărește nu doar să asigure independența energetică a comunității, ci și să aducă resurse financiare semnificative în bugetul local. Sigurăm, o să facem genul în jur de un hectar și aș vrea să producă un megawatt. Așa mi s-a spus că un hectar și 20 aproximativ va produce un megawatt. Și până asta asigurăm toată cheltuiala privind energie electrică la instituțiile statului. Școli, grădinițe, primărie, absolut tot. Deci tot. Și probabil că nu consumăm atât. Iluminatul public, pentru că l-a iluminat, avem în jur de 1000 de lămpi. Am pus cu LED, într-adevăr, le avem, dar e consum, vă dați seama. Încă de anul trecut, pe școala, căminul și primăria din localitate au fost montate mai multe panouri, iar costurile cu energia electrică s-au diminuat semnificativ. Am instalat pe cămin 27 de kW, pe primărie 27 și pe școală 27, pe banii din bugetul local. Pe agenda edilului sunt în derulare mai multe proiecte pentru o viață mai bună a locuitorilor de aici. Anul acesta se vor finaliza proiectele de canalizare și apă, se vor moderniza parcurile și locurile de joacă de la cele 3 grădinițe.